Bun, a revenit în direct și un moment extrem de tensionat al zilei de astăzi a fost cel în care domnul Ciolacu s-a referit la oamenii care pleacă din țară și au luat-o încolo spre vest și i-a argumentat pe oamenii aceștia. Nu, așa a zis, adică nu e ceva ce... Cum a zis? Hai să-l ascultăm, că mi se pare foarte greșit cum a zis și nu vreau să-l... A zis așa, tinerii pleacă din România, da? Pentru că nu stăpânesc o meserie foarte bine. Deci omul așa... Adică ce sens? Se duc la... Deci el în felul ăsta le spune celor din diaspora... Că sunteți prea slabi pentru România. Sunteți vrați, sunteți vrați. Dacă știați vraiște. Meserie, rămâneți aici cu noi, cu toți competenții, cu toți profesioniștii. Dacă ați plecat în străinătate, de parcă ăia... Abia așteaptă să ia neprofesioniști. Încolo de stupiditatea ideii în sine, pentru că e ceva stupid să spui că pleacă în Germania la lucru acolo, un om de nu se pricepe, adică de medicii, ce ar vrea cineva? Medicii din Franța. Păi dacă nu sunteți în stare să țineți bisturiul în mână, vă duceți la francezi, la noi aici rămâne doar... Nu, eu nu înțeleg, e ceva, e un, cum să zic, are vocația unei prostii asta, deci n-are cum are să existe. Are harul prostiei. N-are cum să existe. Hai să-l ascultăm, că mi se pare prea tare. Tu, Elon Musk ăla al nostru, cum îl cheamă? Dines. Ăla a făcut unicornul românesc. Da. Și s-a dus în străinătate. Da. Pentru că nu cunoaște calculator. Altfel stătea aici, era operator date la n-ai cum la să NAF. Pui chestia asta, adică mi se pare ceva de nespus. Eu știu ce a vrut el să zică. Domne, el s-a gândit în felul următor. Bă, dacă ești senzațional în meseria ta... Reușești aici. Te ia și aici și faci și bani frumoși aici. Dacă nu stăpânești bine o meserie, te uci în străinătate. Dar el cred că a gândit ceva care poate avea sens și a verbalizat altceva. Cred că în mintea lui era, bă, dacă ești bun, ești bun peste tot, trebuie să stai să schimbi țara. Că pur și simplu, dacă ești de fenomenal... Ce a vrut să dar, zică țara, dar profesia nu-i formată doar pe nume fenomenale, aia sunt niște excepții. Bine pregătit poți fi... Eu am înțeles că dânsul nu stăpânește bine limba engleză. Dar acum deduc că nu stăpânește nici limba română la un nivel cuvincios cât să poată să zică o idee să aibă sens. Am văzut că în alte limbi e fluent. Hai să-l ascultăm că poate dânsul... Poate mi-a scăpat mie, că poate... Eu am citit titlul, adică nu am auzit declarația. Mi-a trimis Cătălin, îmi permit să spun așa, și tu îmi spui Marcel, mi-a trimis să citesc programul Rom pentru România 2024-2034. Vreau să vă spun, nu este nicio diferență aproape între programul meu prezidențial, O cale sigură către România, și programul dumneavoastră. Nu a fost nicio colaborare între noi. Nici eu nu l-am copiat pe, nu v-am copiat pe dumneavoastră, nici dumneavoastră pe mine. Asta înseamnă că, de fapt, simțim la fel. Ne dorim același lucru. Ne dorim învățământ dual implementat pentru tinerii noștri. Pentru că tinerii noștri, copiii noștri, nepoții noștri, pleacă din România pentru că nu stăpânesc o meserie foarte bine. Câteodată pleacă după să-și împlinească un vis și constată că ajung într-o țară străină... Gata, că ne-am lămurit. Așa zis-o, deci pleacă din România că nu stăpânesc o meserie calmă și pleacă acolo. Cumva insinua că pleacă la furat? Nu, adică cum te gândești că... Te gândești prea departe. Păi nu, dar cum să te gândești că... Cum să spui că pleacă din România pentru că nu stăpânesc? Adică n-are sens. La ce pleacă acolo? Să muncească ea? Vor oameni care nu stăpânesc meserii bine? În Germania, în Franța, în Italia, nu știu pe unde pleacă românii. Aia da, aia sunt standardele mai scăzute în străinătate. Asta n-are sens. Acceptă orice. Dacă spui că pleacă din România și pentru că nu stăpânesc o meserie și încearcă să facă cumva rost de niște bani pentru pe acolo. Pentru că francezul te acceptă oricum ar fi. Nu, el la n-are. Eu simt aici o insinuare cumva. Hai să vedem replica lui Nicolae Ciucă auzind așa ceva. Uite unde era acela care stăpânește o meserie. Cum poate avea Marcel Ciolacu pretenția să fie ales de români să reprezinte când el disprețuiește categorii întregi de oameni? Deci, că el acum va trebui să apară să explice ce a vrut să spună, că atunci cu Moldova. Tot timpul zice ceva, după aceea trebuie să explice ce a vrut să zică. După ce a vorbit cu dispreț și aroganță despre militari, dar și despre toți cei care lucrează la stat, profesori, medici, pompieri, lucrători în administrație, acum jignește tinerii. Cei care, zice candidatul PSD la președinție, pleacă din țară fiindcă nu stăpânesc o meserie. Uite unde era cel care stăpânește o meserie. Oricât s-ar preface domnul Ciolacu, aroganța.
aroganța probabil, da, tipică PSD-ului, iese la suprafață. Milioane de români învață, muncesc, încearcă să-și facă un rost pentru ei, pentru familiile lor și vine un politruc care și-a petrecut toată viața pe la partid și începe să arunce cu noroi. Eu aș fi evitat termenul de politruc. Știu de ce. Păi nu e logic. De ce? L-a accesat într-o campanie electorală pentru prezidențiale chiar domnul Klaus Iohannis. Păi, domnul Klaus Iohannis a autodeclarat politruc. Vii acum și folosești politruc în sens peiorativ? Și nu, în sensul că el a zis că sunt un politruc și a câștigat alegerile prezidențiale. Adică, deci românii votează politruci. Românii când audă politruci, imediat votează. Îl întreb serios pe domnul Ciolacu, dumneavoastră ce meserie stăpâniți? Dacă mâine se termină cu politica, v-ați gândit ce aveți de gând să faceți în viață? Face. Asta e bună întrebare. Antreprenoriat. Da. Păi stai un pic, nu și-a cumpărat toată, și-a cumpărat toată, adică, toată da, concurența. Nu. Ciolacu când a fost mare da, antreprenor. A avut societăți comerciale. Dar mie mi-a plăcut foarte mult atunci când a explicat treaba asta, domne, părea un antreprenor, dar nu spunea exact obiectul afacerii. Asta mi s-a părut spectaculos la el. Dar în egală măsură, domnul Zanfir, pe de altă parte, l-am văzut și pe domnul Ciolacu și pe bunătate, toți românii se uită încolo în perioada asta, se uită încolo către Republica Moldova. Se uită către Republica Moldova, că acolo urmează niște alegeri prezidențiale și lucrurile nu sunt clare deloc. Deloc, deloc. Adică șansele, nu știu, par mai degrabă de partea lui alt, de partea lui Stoianoglu ăla, de la Moscova a venit. Domnul, da, vă rog. Domnul, indiferent de rezultatul alegerilor... Oricum e rău. Nu, de ce? A. Nu vă place Maia Sandu? Nu, vreau să zic că oricum e rău că sunt oameni aia jumătate care simpatizează cu altul, adică nu e deci, ca și cum. Ai un consens acolo, da? Ai cel puțin jumătate din populația activă și interesată de politică și de așa, pro-rusă. Da. Deci, ok, sigur, probabil va câștiga Maia Sandu. Dar în Republica Moldova, dincolo de cine câștigă alegerile, că Maia Sandu le-a mai câștigat odată. E președintele în exercițiu. Și în timpul președinției doamnei Maia Sandu, jumătate dintre basarabenii care s-au dus la vot au tras puternic est. Bate așa, bate încolo. Deci, acolo e nevoie de foarte multă intervenție persuasivă occidentală. Adică cineva trebuie să combată deceniile de îndoctrinare stalinistă, sovietică, da, și să le explice oamenilor că e mai bine așa. Poate, ce poți să-i forțezi? Poate sunt masochiști. Poate le place să trăiască poate nu vor, în condiții poate nu infecte. Cred că... poate așa altă... vor ei să păi trăiască da, da, în ultimul hal. Uite, un român care trăiește aici în cadrul da, societății astea nerusificate, trăind lucrurile în felul în care le trăim noi acum, s-a apucat, a pus mâna pe telefon și s-a filmat făcând campanie, făcându-i campanie. Maneliște? Lui Stoianoglu. N-aș vrea să-l jignesc să-i zic că e manelist. Păi cred că îl jignești dacă nu-i spui că e manelist. Atunci îi spun, nu? Da, mă, astea sunt niște manelist, tâmpenii. Haideți, vă rog. Astea sunt niște prostii, de toată lumea se pronunță pe orice fel de zbălă. El a cu șalala, ceaca la cacichicea și a zis, da, uite, se urmărește lumea. Păi lumea îl urmărește pentru, da, cum da el, dă-n buric, nu pentru politică. Și dând două ceaca la cacichicea ori de-astea a dat-o în... Și să votăm Stoianoglu, un om care... Păi ce, de unde dracu știi tot de Stoianoglu? Hai să-l urmărim pe manelistul culiță... Culiță... Sterp, tot îmi zice, să zic tărâță. Nu știu, dar mi se pare politică, că e sterp, așa, chiar îi zici, nu știu, ok, sterp. Asta e, așa, da. Și să-l urmărim. Deci ce treabă are cu Republica Moldova? E convingându-vă să-l votați, dacă aveți cetățenie, să-l votați pe Stoianoglu. După chiar? Care o să vedeți că, de ce vă dau acesta? Pentru că ne-a prins cumva dezarmați la finalul emisiunii precedente, ne-a prins cumva dezarmați și acum trebuie să venim și cu partea cealaltă, că sunt manele și în partea cealaltă. Adică avem manele și de partea cealaltă. Trebuie să echilibrăm un pic acest duel. Da, asta este îndemnul pe care îl face domnul acesta manelist. Chiar mă interesa ce părere are Culiță. Da. Sterp. Chiar asta era o mare curiozitate a mea. Chiar voiam să știu. Deci chiar așa se desfășura viața. Mă trezesc, citești știrile și zic, lasă-le dracului de materiale jurnalistice. Păi dumneavoastră l-ați dat, domnule. Nu, da, eu l-am dat să-l fac, dar... Bă, ce fel de țară e asta în care Culiță Sterpă zice ce să... Băi, sigur îi pronunț numele. Domnule, zice omul părerea. Și el operează pe Republica Moldova? Ce s-a băgat în Moldova? Și mi-l dă pe ăla. Și ăla să facem, să la Putin, bla, 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 ce glgăia ăla acolo. Soianoglu. Glo, 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 glo. Găgăuzul... Dar vezi că unul dintre... Nu fac nici tot de nimic numele nimic, manelist. Bă, dar... Tom Manelist e și ăsta, Jador, dar Tom Manelist e? Cine? Jador.
Ce vă uitați așa? Cred că e analiză politică. Nu știu, externă. Domne, n-am de unde să știu, da, ce stil are. Ce stil abordează. Că acum mi se par toți pro-occidental. Malist occidental. Ce pro-occidental. Și ăsta n-a acceptat. Că, râs, că mâine, poi mâine o să avem cutărică de la PSD, de la USR, nu știu ce, și pe politică externă, Jador. Jador, bună seara. Poate îl luăm acum cu alegerile din SUA, dacă știi de asta. Stai că facem și tot domnul înainte să știm. Ăsta-i cu rușii sau... Este, înțeleg că a fost ofertat și a zis, domne, nu mă pronunț. Atenție, nu cred că e mie, deci e neutralitate. Deci stai mă, nu e un manelist, este un interpret de muzică de petrecere care, iată, se ține departe de mizeriile din lumea politică și își vede de parcursul său artistic. Înțeleg că e un tânăr îndrăgit de milioane de români care, prin ținuta sa demnă în fața... Bă, dar asta nu povestea cum furat tricouri în Turcia, stai așa că parcă îmi pare cunoscut. Ia dați-l ca să vedem exact ce se face. Mi-a apărut toată pe un ceva de ăsta cu domne, cum luam tricouri, făceam, tregeam, nu știu ce. Pă cum, nu a fost o vreo, că n-aveam de unde să... Că să-i cau pe net, că după aia pare că am dat-o eu aiurea. Frumos, să vă liniștiți, hai să vedem. Cum ai zis că-l cheamă? Jador. Cu E sau cu... Nu, pur și se simplu. Se scrie cum se... Pur și simplu. Hai, dați-l, okay. Să vedem. Deci a fost ofertat și a refuzat. A zis, domne, nu, mie nu, dați așa ceva. Rentabilitatea s-a gândit, bă, sunt foarte mulți care sunt pe partea elaltă. Eu îmi pierd clienții din partea elaltă. Hai să nu mă pronunț, măcar tac din gură, să nu mă bag. Deci nu e ca și cum, nu e ca și cum are un mesaj pozitiv. Mesajul lui e următorul, bă, nu vreau să-mi pierd clienții. Băi, am dat search pe Google și am găsit următoarea știre. Sper că vă infirmă. A furat un ceas de 2000 de euro dintr-un magazin în Turcia. Reacția artistului. Și un articol din Fanatic din 2020. Da? Și ce așa... Jador a dezvăluit la Antena Stars că a avut parte de un moment rușinos în trecut după ce a furat un ceas și un parfum. El se afla în magazin cu Bogdan Mocanu. Bogdan Mocanu nu și el implicat în treabă. Da, da, nu avem acum imediat și bă, stai în grup. Pe care îl pusese să-l țină de vorbă. Da. Pe care îl pusese să țină de vorbă vânzătorul pentru ca el să plece cu apa de toaletă. După ce a plecat și a dat seama că a furat în magazin și un ceas foarte scump, însă totul fusese făcut în glumă. Cum? A furat în glumă. Totul se întâmpla în perioada filmărilor pentru Puterea Dragostei. Iar pe atunci artistul nu era la fel de cunoscut ca acum. Și pentru că nu avea bani și nici nu dispunea în viitorul apropiat de finanțe, deci nu doar că avea bani acum, dar nici nu urma să aibă, Jador s-a gândit... Deci nu știa o meserie cum a zis domnul Ciolacu. Nu, dar uite că a plecat în Turcia. Nu știa o meserie. Jador s-a gândit să facă o glumă și să plece cu parfumul. Eu n-am să iesau pe asta și am făcut o glumă și am furat parfumul. Dar la mișto, nu pe bune. Dar am plecat cu el. De tot, dar la mișto. Gluma a devenit realitate. Și uite-te și tu. Iar la plecare avea parfumul dorit asupra lui, dar și un ceas foarte scump. Tot la mișto din glumă, n-ai ce să faci. Cântărețul a dezvăluit întregul moment la Antena Stars în cadrul unui reality show care îl are protagonist. Era mult și nu aveam bani și i-am zis lui Mocanu să-l țină de vorbă. Era 800 sau 8000 de euro, a spus deci, artistul în direct. Deci asta e cumva poveste de el, practic gândindu-se că e în favoarea lui. Nu știu. Că altfel, că te regulă când vorbești, zici lucruri în favoarea ta. Citezi un material de presă. Probabil că el s-a gândit, bă, o să mă puncteze foarte mult la sinceritate. Deci mă depunctează la corectitudine și la moralitate, dar punctez foarte mult la sinceritate. O să zică lumea, bă, ce sincer ăsta, ia să-l chemăm la nuntă la noi să avem grijă la ceasuri. Păi, ia stai așa, da. Stai așa că se complică. Doamne ferește. Păi e senzațional. Mai bine îi făcea deci campanie lui Stoian Oglu. E de politică. Da. E de politică până la urmă. Culmea este că după ce a dezvăluit această întâmplare, noul șef al clanului Duduianu, crezi că o dăm în Simioane, Oleon, ce mai băi. I-a transmis un mesaj artistului după ce a postat și o imagine cu Ela, cu 2L, fosta iubita acestuia de la Puterea Dragostei. Jador, ascultă bine, melodia asta e făcută pentru tine. Deci, Jador schimbă parfumul de jos costumul, prinde costumul. I-a transmis George Pian lui Jador. Cu foarte mult substrat. George Pian e ăla din live-ul lui Simion, da. Lui Simion? La CSAT-ul lui Simion, da. Deci eu îmi spui că am ajuns în momentul în care, pentru a înțelege schemele politice din România, trebuie să citesc în Fanatic declarațiile de la Antena Stars? De la Antena Stars despre Jador și despre Mocanu și despre ăsta, Duduianu. Vezi că și rimează. Bun. Acestea fiind spuse, există și acest domn Mocanu. Să nu mai știu o meserie, bine, cred că plec în străinătate. Nu mai. Deci e foarte greu să mai faci jurnalist de politică internă când jurnalistul de politică internă nu mai are legătură cu politica internă. Uite, am intrat pe muzică slash...
Pe ăsta George Pian unde-l pune? La justiție? Bă, la artiști nu. Că chiar dacă îl cheamă Pian, știi, dacă îl cheamă Pian. Dar, hai să vedem. Iar ofertat pentru a-i face campanie, înțeleg, lui Stoianoglu și domnul acesta Mocanu. Despre care am vorbit mai devreme? Da. Nu? Aveți? Incredibil. Prieten, vă salut. Mă simt dator să vă spun că am făcut o greșeală. Un prieten care lucrează pentru o agenție din Republica Moldova mi-a cerut ajutorul, iar eu, fără să filtrez prea bine informația, am zis că l-ajut. De bun simț ar fi trebuit să mă interesez mai bine despre omul despre care vă vorbeam în secvențele din clipul pe care l-am postat. Secvențe care la acel moment nu mi s-au părut ca și cum ar fi în neregulă. Vă vine să credeți sau nu, când vine vorba de campanii, îmi fac temele, testez produsul, verific informația. Însă în acest caz a fost ceva nou chiar și pentru mine să vorbesc despre un politician care nici măcar nu iese din România. Oamenii sunt supuși greșelii, iar eu am mușcat-o. Nu pot să fac decât să vin în fața voastră și să-mi recunosc greșeala. Iar toată această poveste este un wake-up și pe alte planuri pentru mine. Îmi deschide ochii și mă împinge la o maturizare abruptă și în privința conceptului de prietenie. Am un prieten celebru cu care m-am întâlnit ieri și i-am povestit ce am pățit și că nu știu cum să repar greșeala. Ce a făcut acel prieten? A plecat de la întâlnirea cu mine și a făcut un clipuleț în care spunea că i s-au propus sume enorme pentru promovarea unui politician. O să vă vină sau nu să credeți, acel prieten bun de-al meu nu a fost sunat de absolut nimeni, însă a simțit miros de sânge, a simțit potențial de viralizare și fără să mai țină cont de nimic a făcut acel clip care avea să pună jar pe un foc care oricum ardea foarte, foarte tare. Să nu mai spun că pe rug eram chiar eu prietenul lui bun de atâția ani de zile. Morala poveștii, niciodată, dar absolut niciodată nu o să mai postez nimic despre niciun politician. Cu ocazia asta mi-am dat seama că dacă vrem să fim influenceri, trebuie să avem și discernământ și să înțelegem că ce promovăm noi, ce postăm, ne poate influența și negativ opinia publică și să înțelegem că putem face rău pe rețelele de socializare. Am mai înțeles că prietenia este ceva volatil și o frăție de ani poate fi vândută pe o ocazie de a fi viral, spunând minciuni și trădând. Eu m-am lămurit de capul locului în legătură cu ce a zis omul. Pe el îl cheamă Moca, nu. Și ăsta, ăștia au vrut Moca și l-a zis Moca, nu. Nu, a zis, a făcut, a filmat inițial, pe aia șters, domnule, Moca, nu. Asta cred că e. Da, sau mai e varianta în care ai văzut că au fost și la mișto au furat, poate că la mișto a tras clipul ăla, la mișto după aia l-a șters, poate să fie și asta. Și din glumă a dat-o în realitate. Și din glumă a dat-o. Da, pe de altă parte, domnul Zanfir, ca să închidem zona aceasta de maneliști geopolitici, să mergem. N-avem cum să închidem zona de maneliști până la finalul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale de România. Da. Până atunci nu. Irina Rimes se pronunță și ea. Hai, uite, Irina Rimes nu e manelist. Nu este la maneliști geopolitici, este la artiști din Republica Moldova. Euroatlantici. Ea are o argumentație în subiect, în sensul, băi, acolo sunt ai mei, practic, adică are o relevanță. Și când ea a văzut pe ăștia pe maneliști geopolitici, a nebunit. Păi nu, da, ea e cu binele, cu forța binelui. Păi da, era culmea să vină să zică, nouă, totuși cu rușii. Păi, ești aici? Păi, din juriu de la Vocea României, mânca Tudor Chirilă. Stai aici, dă-ți seama ce-i făcea. Numai eu ținea, numai în replici. Ea pe aici a bubuit. Întorcea scaunul în fața ei, domnul Zanfir. La cahul și bălți și tighina. Dar reacția ei, deci ea se poate pronunța, înțeleg legitimitatea, pentru că e de acolo, din loc. Sara Beancă, da. E din zonă. Și, practic, ai ei sunt acolo. Dar să se pronunțe bine. Și când i-a văzut pe maneliștii geopolitici, a avut această reacție. Toți ăștia, cum îi cheamă, toți artiștii din Basarabia care au dat de bănuți, de euroi, nu de ruble, aveau datoria morală să își folosească relevanța publică. Da, capacitatea de a penetra sufletul votantului. Nu pentru a-i obliga să voteze, că nu poți să obligi omul, dar spune, mă vedeți? Ia uite, pantaloni, Europa, astea, ceas, bauri, la cât. Da. Astea sunt făcute pentru că nu m-am dus în direcția aia, pentru că am venit în direcția asta. Că altfel nu s-ar mai educe ăsta la altul, Ozon, Dragostea Dântei, Dambalan. Așa. Ăla era pe la americani ultima dată. Hai să aruncăm o privire. Deci, acolo e, nu la, ce să... Irina Rimes. Da, bun, hai să o ascultăm. De obicei nu mă bag în politică, dar astăzi am vizionat un clip pe TikTok. Dragii mei colegi, ce înseamnă asta?
De ce faceți asta? De ce? Mai mulți artiști din industria românească, care habar n-au cine este candidatul despre care vorbesc, păi, fac filmulețe de susținere pentru acel candidat. Artiști din România, exact. Pentru Moldova. Da. Ce ai zis? Nu-mi spui corect. Păi nu este corect, asta zic. Eu tot de obicei nu mă bag în politică. Nici acum nu o să mă bag în politică. Ce e mesajul meu, mesajul pe care vreau să-l transmit acum este de ordin civic. Ieșiți la vot. Nu vă spun pentru cine să votați. Dacă vă întrebați care este poziția mea, eu cred că fiecare om care se uită la filmulețul ăsta știe care este poziția mea, pentru că eu am niște valori. Dacă te uiți la filmulețul ăsta, înseamnă că mă urmărești, înseamnă că știi valorile mele și știi foarte bine cu cine să votezi. Dar eu nu vă îndemn să votați cu un candidat anume. Eu vă îndemn să mergeți la vot. Menirea artistului nu este să dezbine oameni. Menirea artistului este să unească oamenii care au păreri diferite. De aceea, tot timpul am considerat că un artist nu trebuie să aibă o poziție politică. În schimb, el poate să aibă o atitudine civică. Și îmi pare rău, dar nu pot să rămân indiferentă la lucrurile pe care le văd sub ochii mei. Au mai rămas câteva zile până când ne vor întreba ce vrem. După asta nu ne mai întreabă. Acum ne întreabă. Acum este timpul să răspundem. Că după asta nu ne mai întreabă nimeni. Așa că mergeți la vot pe 3 noiembrie. Da. Și către colegii mei care au luat bani ca să susțină un anumit candidat, vă rog frumos, nu mai faceți asta, pentru că nu știți pe cine susțineți. Și pentru că este clar că vi s-a plătit pentru asta, se vede cu ochiul liber și asta nu dă bine, nu e ok. Mi-a adus aminte de domnul Brâncuș sau ceva. Mai ținite cu domnul Brâncuș când a fost chemată să le îndorseze doamna Irina Rimes pe domnul Brâncuș. Domnul Brâncuș, am înțeles că... E aici în colțul ăsta de lume, pe petecul ăsta așa, pe românesc. Doamne, adică fereci. România și Basarabia, pe astea le nominalizez acum. Deci, fix pe noi ne apucă un purism de ăsta ieșit în comun. De ce aia în Statele Unite ale Americii sunt penibil dacă nu se implică pentru un candidat sau altul? Doia tot, deci se știe de fiecare actor de la Hollywood, fiecare cântăreț, bare, ăla-i cu ăla, ăla-i cu ăla, ăla-i cu ăla. Și acolo, atenție, greșeala nu e atât de mare, că cel puțin în teoretic. Da, nu e ca și cum cu unul sau... Mă rog, domnule, Trump a mai fost 4 ani președinte, n-a luat-o către Rusia. Da, n-a luat-o către Rusia. Ok, dar fă abstracție de Donald Trump. Da. Niciodată în istoria Statelor Unite n-a fost riscul de a se da peste cap ierarhia valorilor sau de a întoarce armele împotriva principiilor fondatoare ale Statelor Unite ale Americii. Era vorba mai cu democrații, mai cu republici. Bă, și întotdeauna artiștii de acolo sunt imbrăși și asum. Bă, doar aici... Deci noi nu putem... Deci noi excluzi noi. Dar să știți noi. Că știți cam cu cine aș vota eu dacă exact. Ar fi să votez. Șopârlițe de-astea de... Oameni ieșiți prea recent în comunism cu frică, mă. Asta e o frică. Deci asta nu este o corectitudine și o deontologie profesională. Votați cu ăla ar însemna să te compromis ca artist. Că Bruce Springsteen nu s-a compromis ca artist. Nu se compromite nici celălalt care e pe partea altă. Mă rog, sunt foarte mulți acolo. Robert De Niro apare clipulețe în care spune Donald Trump e așa numai așa cum da, eu pot să înțeleg domnul Zanfir o stare cumva de precauție în sensul în care ai de a face cu situații similare. Adică, uite, la noi, de exemplu, unii pot considera, bă, că votez cu Lasconi, că votez cu Ciucă. Dom'le, ok, nu vreau să-mi asum un candidat, că e bine și rău și într-o parte și în alta. Bă, dacă lucrurile sunt atât de disproporționate, Rusia versus Europa, tu ai precauția de a te prima, e penibil, mai bine taci din gură și nu faci deloc și acest mai video. Mult la imparțialitatea ta ca artist. Bă, da, e mentalitate provincială. Da. Ăștia sunt, că și România e la fel. Da? Și România la fel. Deci vezi cu câteva diferențe de artiști mai occidentali care au înțeles că astea sunt niște fițe de pension. Hai că mă gestionez cuvintele. Așa. Majoritatea sunt în logica asta.
nu pot ca artist să fiu alături de un sau nu, pur și simplu, nu, participarea aici, la vot e, aici dar nu pare un acolo. Calcul de rentabilitate, domnul Zafir. Pare că știm cu manelistul pe care l-am dat mai devreme un pic geopolitic, manelistul care da. Era, Jador, care era, da, da. Era la modul, domnule, nu mă pronunț, nu vă spun, așa e și ea totuși, adică e același lucru, nu vrea să-și împartă publicul, că poate sunt în publicul ei și oameni care sunt rusofili și a se gândește, bă, dacă da. Zic și nu mă mai cheamă după aia la nunta cu tare să cânt, am înțeles, vreau să cânt și la rusofili. Poate să fie și asta explicație, nu dar comercială. Dar să nu se ascundă în spatele unei anumite deontologii. Dar vrea să aibă și statura asta, vezi, civică. Da. Asta e mișto. S-a implicat, a da. Transmis mesajele corecte. Da, nu, mesajele corecte pentru Basarabia acum nu implică participare civică și atât. Nu. Deci acolo este o confruntare între vest și est, între Rusia și Occident. Nu știe, nici știe lumea pe emisiunea și poziționările față de Maia Sandu. Da. Nu ne-am făcut templu, da. Altar, da, va prinde lumânări la poza doamnei Maia Sandu. Dar nu există termen de comparație între Maia Sandu și Stoianoglo. Decât nu dacă există. Ai o problemă realmente de intelect. Tu a pus să fii aici arbitrul eleganței între Putin și lumea occidentală. Îi trimite la vot și pe aia lui Stoianoglu. Mergeți la vot. Știți cu cine, dar cu cine, voi faceți ce vreți, dar mergeți cu toții. Deci sunt jurat la Vocea României. Nu pot. Zici că ești de la Curtea Constituțională și n-ai cum să faci îndemn la vot. Domnul Zafir. Ce mare chestie. Adică ți se pare că în cazul altul, să dăm alt jurat acolo. Chirilă. Da. Crezi că ar fi greu să spună, dom'le, doar ăsta merge votat acum? N-a zis omul când eu a fost... Eu cred că a și zis, dacă intrăm pe pagina lui, probabil că a zis. În legătură cu Maia Sandu. Da, Marius Manole, da? Ce s-a compromis Tudor Chirilă? Că a susținut-o pe Maia Sandu. Se compromitea dacă nu? Invers. Susținea în clar. Da, deci aici nu e, astea sunt fițe de domnișoare de pensiun într-o... prinse într-un hold, într-un bordel. Hai să definim asta un e pic atitudinea. Ridicol. Nu mai voi aveți fițele astea când... Corina Stoianoglu. Doamne ferește. Corina Stoianoglu... Asta e fisa, cine? E fisa domnului Stoianoglu. Domnul Stoianoglu, uite, și o vezi aici cu semnul ăla de la Uniunea Europeană în spate. Păi nu e, mă, și a făcut poză cu euroi, nu cu... Domnul Zanfir, are ceva de euro aici, pentru că doamna este angajată la Uniunea Europeană. Asta e interesant în legătură cu doamna aceasta care este fica acelui candidat care trage Republica Moldova către Rusia. Bă, dar ăștia au această abilitate de a-și trimite copiii în Occident la bine. În schimb, păi la alții, băi, mi se pare de o ipocrizie groaznică și de o stupiditate infernală. Nemernicia aparatului de stat rusesc. Da. Așa fac și aia. Toți au așa. Așa fac și aia. Așa fac și... Exact cum fac nemernicii din nomenclatură întotdeauna într-o dictatură de asta, de tip comunist. Pentru că, domnul Buzianu, haideți să ne amintim puțin. Cu ce mașini se plimba elita comunistă și copiii elitei comuniste? Cu ce mașini mergeau? Cu mașini occidentale. Păi nu povestea Serghei Mizil că avea aceeași mașină cu James Bond? Pa da. Pa da. În timp ce Occidentul imperialist nu trebuie să spurce sentimentele perpetuu revoluționare ale poporului român. Tudor Arghezi. Dar copiilor au voie să fie. Tudor Arghezi. Tudor Arghezi, da. Păi una vorbim și alta fumăm. Păi exact. Corina Stoianoglu. Așa sunt comuniștii, mă, niște ipocriți. Corina Stoianoglu. Nu, dar asta are... Băi, ei sunt ipocriți, dar nu mă interesează și care sunt racordați la aceste păi, valori unii, și aceasta. Ei sunt ipocriți și aia sunt proști. Deci aia nu, nu vreau să jignesc pe nimeni. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar cum aș putea eticheta un om care crede în mesajele putiniștilor, da? De oriunde, contrazise de realitățile din viețile lor. Corina Stoianoglu, fiica cea mică a lui Alexandru Stoianoglu, a studiat în Olanda și lucrează în Germania, dar nu e ca și cum acolo. Dar nu e ca și cum e o persoană diferită de el în sensul că domnule, femeia, zici că cu banii lui s-au dus acolo, adică nu e ca și cum, dar domnule, dar ea el este el, au păreri diferite, nu poți să aibă păreri diferite pentru că el l-a trimis o practic pe ea acolo, că da, e acolo deci, și el aici. Ea lucrează acolo, își face selfie-uri cu președinta BCE. Da? Da? Că lucrează Băncii la Băncii Centrale Europene. Centrale Europeană, da. Deci aș face selfie cu președinta Băncii Centrale Europene, lucrează în Uniunea Europeană, lucrează la instituțiile astea ale Uniunii Europene și TASU încearcă să-i țină pe Basarabeni departe de Uniunea Europeană, să blocheze parcursul european al Basarabiei. Asta face TASU, în timp ce fii se... Deci, tu blochezi o nație întreagă, ți sechestrat o populație întreagă, dar pe fita ai rezolvat-o acolo. E fugită de acasă.
Nu, păi, a dat un mesaj de ăla, domne, îi susțin pe Basarabeni în aceste alegeri să-l învrângă, să-l trimită la Lada, de gunoi istorie pe tata. Nu, da, ea e acolo, repet, cu banii lui Tasso, asta e interesant, pentru că ea compropriunitatea să meargă dintr-o decizie proprie în Olanda să studieze. Vă dați seama, costă învățământul totuși în Occident, da? Deci taică-s-o a trimis-o să fie bine pe FISA, în timp ce pe oamenii ai ține în sărăcia aia, îi angrenează în sărăcia aia acolo și cei care votează, că până la urmă, stai o secundă, că oamenii nu sunt captivi, sunt captivi prostiei, pentru că dacă te uiți ce dăm noi aici la această informație, au acces și ăia care se duc grămadă să-l voteze pe nemernicul ăsta. Adică până la urmă stau și mă gândesc totuși, e o dovadă de prostie. Noi trebuie să ai și o limită a prostiei, imbecilității umane, totuși trebuie să zic o limită, domnule, a prostiei. Nu mă, după decenii întregi în care ai fost bombardat psihic. Nu are, domnule, nicio legătură, domnule. De propaganda sovietică. Da. Bă, te mai și tâmpești. Te mai și tâmpești, că așa e. Uite, de exemplu, ți-aduce aminte că vorbeam ieri de doamna Șoșoacă. Doamna Șoșoacă, fără legătură cu ce, mă rog, calificative de mai devreme, doamna Șoșoacă pleca de la acolo, de la parchet, se ducea făcând, strigând în legătură cu Zelea Codreanu, în legătură cu Antonescu, se ducea la ambasada Rusiei după aia. Da, bine. Doamne, da, ferește. Bun, hai să luăm o scurtă pauză, nu? Și ne întoarcem. Cred că e cazul. Ar trebui să luăm o scurtă pauză. Cred că asta ni se strigă în cască. Peste... Asta, probabil asta. Da. Era altceva? Era ceva mai important de atât? Nu, ce cred. Poate fi mai important decât să o luăm publicitatea la și timp? Revenim brusc cu un material de senzație. Salut, prieten, îl avem aici pe comisarul șef Robert Iancu Marian, cel care 9 ani din anul 2015-2024 era și polițist și infractor. Cum este? Șeful combaterii crimei organizate sectorul 3. Cum este să cumpărați terenuri după aceea să le dați rechinilor imobiliari? Ce dracu a ajuns în Ministerul de Interne? În raiul infractorilor? Poftiți, domnul Iancu, ce amabil sunteți. Cum este, domnul Iancu, să faceți afaceri cu infractorii? A? Rechinii imobiliari. Cum este? 884.000 de euro ați luat. Cum este? Este adevărat? Sau este un dosar politic, nu? Dar... Un lucru minunat care se întâmplă în zilele noastre este protestatarul Ceaușescu. Dă-i seama când deschizi o ușă de la tribunal și ce nu vrei să auzi, nu vrei să auzi. Bă, ce avem aici? Dă-i seama ultimul lucru. Salutare, prieteni! Salutare, prieteni! Salutare, prieteni! Aoleu! Mai bine mă condamnă. Știi că mulți încasează o pedeapsă cu executare mult mai lejer decât acest. Bun găsit, prieteni! Salutare, prieteni! Ce faceți? Salutare, prieteni. Marian Moroșanu, protestatarul Ceaușescu. Bună seara. Bună seara. Cum e? Deci care e formula aia introductivă? Salutare, prieteni, sau cum e? Nu, mă, nu zic. Salut, prieteni, ce avem noi aici? Un infractor. Asta este. Asta e deschiderea. Băi, da, uitați, aici șeful poliției care a încălcat în același timp și haina de polițist și haina de infractor. Bun. Slugă la doi stăpâni, am fi tentat să spunem. A făcut și faza de apărare. A făcut și faza de apărare. Și apărare, nu, dar și atac. Dar o chestie, acest domn comisar a recunoscut că am plătit suma, am dat banii înapoi. De unde dracu ai dat tu, mă, 884.000 de euro cash? Cât ai luat tu de la rechinii imobiliari? Poate cât nu, ai luat? Nu bea, nu fumează. E mai. Da, dar știi ce? Da, dar acum l-aștept să vină din nou să îl întreb și eu. O să dau un nume. Negoiță, primarul. Ce nu este verificat? A, că e de la sectorul 3. Marian Ceaușescu, știi ce e interesant? Că e poate simbolul acestei guvernări, domnule. Uite ce bine ne merge. Avem 800.000 de euro. Ne merge, da, facem. Perfect. Uite, da. Știi ce? Haideți să mai zic o chestie. Unul care a fost șeful la combaterea crimei economice, altul care... În instanță a spus,
citez. Domnule judecător, ăia care au luat 1 milion de euro șpagă sunt judecați în stare de libertate, în arest la domiciliu și eu care am cerut 300.000 de euro și i-am luat, sunt judecat în stare de arest preventiv. Supărarea lui era că banii nu i-a luat, nu a apucat. Nu a apucat, dar trebuie să apucăm foarte bine, pentru că vreau să ajungem la o postare extrem de importantă pe care vreau să o citim, care a apărut de ultim moment. Vreau să trecem la problema pe care o avem acum în legătură cu, apropo de Pavel poliție. Abraham! Asta e, domne, informația momentului, generalul... Ce general? Pavel, cel care în noaptea de 21 decembrie a făcut parte din aparatul de represiune. 15 iunie 1990 m-a călcat în picioare. El acum cere ordin de protecție împotriva mea. Culmea, călău cere ordin de protecție împotriva victimei. Deci am ajuns în momentul în care Pavel Abraham vrea ordin de restricție împotriva protestatarilor. Da, dar uite-te că am dat eu un mesaj și motivul pentru care cere ordin de protecție. Pe ăla să-l pui, ultimul mesaj, Răzvane, care ne ți-am dat. Da. Uităm pe document să vedem care e ultimul mesaj, care e justificarea ordinului de protecție. Cum se justifică necesitatea acestui ordin de protecție. Ia să probabil vedem. Pentru cuvintele adresate. Probabil că, domnule... Are o temere! În lumina considerentelor din prezenta, comportamentul sistematic și intenționat al agresorului Marian Tivilic Moroșanu constituie un abuz grav manifestat prin hărțuire, intimidare și defăimare publică. Toate desfășurate cu scopul evident de a-mi afecta imaginea, de a-mi periclita reputația profesională și de a-mi induce o stare de teamă constantă. Actele de intimidare repetate, caracterizate prin urmărirea, filmarea neconsimțită, publicarea acestor filmări, adresarea de acuzații nefondate și tulburarea unui publice criminal, da. Îmi creează o anxietate severă, deci și îmi îngrădesc libertatea. L-ați anxietat, l-ați panicat. Ce client ați avut astăzi la Cotea Tatăl? Îți dai seama, panicat, nu mai merge pe stradă, nu mai conduce, nu mai iese la magazin, nu mai este nicăieri. Cine a fost astăzi la Curtea Tatăl? În final. Cum ai spus? Pe la Curtea de Apel, ce clienți au fost azi? Astăzi am avut antrenorul de Bob României, care i-a respins contestația Dicotului, rămâne cu controlul judiciar și cu acea avocată de ieri ținută, care instanța i-a dat un mandat de arestare pentru 30 de zile. Asta vreau să-ți mulțumim pentru intervenție, că vreau să apucăm să citim o chestie de ultimă oră. Mai avem puțin timp și mai trebuie să dăm o informație. Mulțumim protestatorului Marian Ceaușescu pentru comentarii. E importantă pentru că e o reacție a domnului Ponta și eu aș asocia-o această reacție cu întrebarea pe care domnul Nicolae Ciucă a adresat-o într-o emisiune domnului Ciolacu. Și întrebarea suna așa: domnul Ciolacu, se comemorau ani de la colectiv și l-a întrebat: domnule, cum e să ai pe listă și pe Piedone și pe Ponta după colectiv? Și acum vine domnul Ponta, care îl vânează pe domnul Ciucă, vânător de munte, așa, îl vânează și a găsit ceva la domnul, o chestie pe care ai sezat-o și tu. O literă greșită. A avut un typo așa. Un typo. Să vorbești de aroganță sau agroganță. Râsete. Când ești aghiotantul și servitorul lui Claus Iohannis, chiar sună ca naiba. Nu știu dacă e Ciolacu agrogant sau nu, dar e clar că Nicu Ciucă e analfabet rău. Și în plus e lipsit de minimă onoare. Când îl laudă pe Marcel Ciolacu și PSD și le mulțumea că votează pe guvernul PNL-PSD, nu vedea agroganța. Și când se duce cum
Și când se duce mâine cu mașina de la Senat la biroul de președinte al Senatului în care stă cu voturile PSD, tot nu e deranjat de agroganță și nu am înțeles. Bun. Deci este analfabet rău pentru că e acolo o literă G în plus. Da, e o literă G în plus, o greșeală de scriere pe Facebook. Am Acum, înțeles. Domnul Ponta am. E un susținător al cam, domnului Ciolacu. Cam mult. Cam așa, cam cam de lătrău un pic. Adică are... astea-s de alea de... Da, da, suferă pentru că a fost o întrebare grea pe care domnul Ciucă... Astea-s mai de consilier local, așa, Ciolacu. Nu a fost premier. Astea-s da, da, mai e de... greu când vine domnul Ciucă și ne întreabă pe domnul Ciolacu, domnule, e în regulă că l-aveți pe lista PSD-ului pe Victor Ponta și pe domnul Piedone și emisiunea se desfășura chiar în momentul comemorării colectivului. Dar altceva vreau să întreb. Domnule, dacă acel G în plus îl transformă într-o stare de... face arogant, îl face analfabet pe Ciucă. Analfabet rău. Dar un plagiat cum te face? Un plagiat cum te face, mă rog. Dar aș pune altă întrebare. Dar malprasii... Okay. Malprasii, domne, când trebuie să spui malpraxis. Parlez-vous français? Și tu spui malprasii. Sau malprasie. Nu știu, poate... Aia cum te face? Malprasie? Când zici malprasie. Malprasia... Hm? E malprasia dracului. Pare o boală. Pare o... Ce are? Are malprasie. A prins malprasie. Care malprasie avansată. Doar așa, da. la o scurtă amintire, adică nu am scormonit foarte mult prin memorie. Ca da, mă, să... dar nu... Nu, dar întreb. Îți dai seama, dacă te deranjează o literă în plus, da. Când în loc de malpraxis zici malprasie, când ești intervievat de toate televiziunile, ai toate televiziunile în față și zici malprasie, bă, cum dracu ești atunci? Hai că ni se termine emisiunea, dar aș vrea o ultimă observație. Vă rog. Poți să fii și analfabet bine? Da, am înțeles că analfabet rău. Adică așa când da. Dai tu lecții de sintaxă, de morfologie, știi cum îl văd pe Ponta? Gramatică. Explică-mi și mie. Da. Cum e formularea asta? E analfabet rău. Păi ești analfabet? Păi, vezi, sau nu ești așa analfabet? Așa se explică. Unii sunt analfabeti buni și alții analfabeții buni te pun pe lista, analfabeții răi pun întrebări urâte. Păi, e în sensul de analfabet rău, analfabet tare, analfabet foarte sau e analfabetul rău și analfabetul bun? Eu văd așa mai degrabă, analfabetul bun și analfabetul rău. Mă rog, ăsta este Ponta. N-are... Dar știi cum îl văd pe Ponta, n-are. Domnul Zanfir, făcând această observație, exact cum îl văd acum, o să-l vedem, o să aruncăm o privire la un scandal care s-a desfășurat aici în centru vechi, un taximetrist parcat pe trecerea de pietoni, deranjat de faptul că este filmat. Așa îl văd eu deranjat pe domnul Ponta. Hai să urmărim momentul. Sună, să nu încerci să anunți autoritățile că ai sesizat ceva, că n-ai dosar cu șină, mergeți la camera 318, sunați în altă parte. Bă, da, dacă sunai la 112 și spuneai că a sărit unul cu iataganul pe tine să-ți ia căpățâna, păi nu la noi, nu, știți cum faceți? Deci fiți, haideți că vă dau eu un număr de fon și sunați acolo. Bă, e o mizerie, mă, o mizerie, nu știu ce fel de poliție. Deci dacă era poliția română, e o mizerie poliția română. Dacă era poliția locală, e o mizerie poliția locală. Oricine răspunde așa la un apel... E o mizerie. Să aveți o Românie bună în continuare. Da, să aveți o Românie mai bună decât mizeriile astea pe care le-am difuzat noi. Weekend plăcut, toate cele bune, distracție plăcută.